Pe prea dulce, da. Acum vin. Bună, dragilor! Este 7:07, iar eu nu am filmat nimic. Și vreau să menționez că este seara. Am venit la lac. Astăzi mi-am făcut treabă până la 3 și ceva. Acum mergem la bunii. Vino pe aici. Hai pe aici, că uite acolo. Și suntem cu toți verișorii. Suntem cu soacra și cu toți verișorii la lac. Să se joace. Am fost și la parc în altă parte. Acum am venit aici. Și astăzi nu am avut timp să filmez. Am fost cu treabă, cu lucruri de rezolvat. Așa că am zis să pun mâna un pic pe telefon. De la parcul ăla. Să văd dacă reușesc să filmez ceva astăzi, să postez. Dacă nu, de acum ce filmez azi, unesc cu mâine și asta este. Wow! Ce? Ți-a fost lângă tine? Medic! Bună dimineața, dragilor! Astăzi este marți, am pus mâna pe telefon de dimineață pentru a avea spor la filmat. După cum ați văzut, ieri nu am avut vlog, așa că am zis, hai să pun mâna pe telefon de acum. La noi a anunțat ploaie și ieri, nu a plouat deloc, a tunat. A anunțat și astăzi 90% șanse de ploaie, chiar sunt curioasă, sper să nu vină ploaia. Să mai ieșim pe afară, deși eu am treabă și într-un fel mi-ar fi convenit să vină ploaia ca să-mi fac treaba. Dar în același timp mă bucur să fie vreme bună, să pot duce copila și afară. Selena seara a rămas și a dormit la bunii. Pentru mine și pentru Marc am făcut câte un ou. Și acum o să mă apuc să-mi tai un avocado. Marc nu mănâncă avocado, lui nu-i place. Pentru el am făcut aici un green apple. A avut și gheață și i s-a topit. Iar pentru mine mi-am făcut un frappe. Să-mi dea oarecum o energie, să-mi dea chef de treabă, de muncă, de toate cele. Nu, haide! Unde-i plecat, Marc? La bunii, așa-i? Marc a plecat la bunii. Acolo sunt toți verișorii. Aseară au rămas toți patru acolo și Marc a venit acasă, că nu mai avea loc, oricum să-l mai ia și pe Marc. Și Marc oricum nu stă fără mine. Vă dați seama, mai greu femeia să aibă grijă de 5. Este greu tare. Și am zis, lăsați că pe Marc oricum îl iau acasă, că el oricum nu stă și noaptea întreabă de mine. Și îl aduc mâine. Dar astăzi nu reușește să stea mult acolo, este 11 și un sfert, dacă reușește să stea vreo oră, oră și un pic. Pentru că pe doi nepoței trebuie să-i culce. Da, pe doi nepoței îi culcă, că sunt mai micuți decât Marc și trebuie să-i culce. În fața blocului, că e aproape. Cine să ducă în fața blocului? Verișorii mei. A, verișorii tăi, pe aici au plecat aseară, da, așa este. Și las pe Marc acolo un pic ca să mă duc eu să cumpăr ceva de pe la Penny, să văd ce gătesc. Să fii liniștită și nu mai vrea și mai au dulciuri. Exact, să fiu liniștită să nu mai vrei dulciuri. Astăzi am zi de curățenie, să văd ce reușesc să fac și cum fac. Că este vremea faină. Marc vrea să mănânce pește, așa că trebuie să cumpăr pește. Eu mă gândeam să cumpăr niște macrou, să-l dau așa prin mălai și să-l prăjesc, că mie îmi place foarte mult macrou. Cred că dintre toți peștii, macrou mi se pare cel mai bun. Îmi place și bibanul, îmi place și dorada, păstrăvul, așa, îmi place nu atât de tare. Și somonul îmi mai place, dar am momente când vreau să mănânc. Ce bine era de era blocul ăsta lui bunii. Exact, Marc, ai dreptate, era mult mai aproape decât noi. Dar hai că ajungem imediat, nu mai avem mult. Sau ăla de acolo. Sau ăla de acolo, exact.
Ăla de acolo. Ăla de acolo. Unde au fulgerat lângă ăla. Unde au fulgerat? Da. Da? Nu am reușit să fac astăzi nimic. Decât am dat mâncare la animale. Mâncare lui Marc și mie, dar Marc nu a mâncat. Așa că trebuie să mă duc să intru în priză, să fac curățenie și mâncare. Dar mâncare încă nici nu știu, nu am decis. O să fac oricum ceva pește, prăjit cu mămăligă și cu usturoi. Dar macrou proaspăt nu prea găsești, trebuie să iau congelat de la Penny eventual. Și să-l bag în apă să se dezghețe. Marc îi place tare mult ghiozdănelul ăsta de la din Italia cu George. Pe de acolo l-am cumpărat. I-a plăcut la nebunie când l-a văzut în magazin. Mai ții minte? Când am fost la Italia anul trecut? Da, când i-a luat semafor. Când ți-a luat și semafor, exact. Semafor, nu era lângă semafor, era într-un alt magazin chinezesc. Am fost cu tata și cu Sally. În ochile răzmați. Nu mai știi. Da. Am ajuns și eu acasă. Și vreau să vă spun că e o căldură la noi. Ha, de mori. Mie care îmi place căldura. Acum efectiv m-am leșinat cu totul. Deci cu totul și este abia 12 și aveam impresia că e 11 și da. L-am lăsat pe Marc la soacra. Am fost de m-am întâlnit cu curierul să-mi dea un colet și a comandat tata două parfumuri arabești. Și am fost să mă întâlnesc cu el pentru că el când mă sunase Marc dormea și am preferat să mă întâlnesc mai târziu. L-am sunat să-l întreb unde e, mi-a spus că când vorbiserăm cu el la telefon, mi-a spus că este în cartier până la ora 2, așa că știam că o să mă întâlnesc cu el și nu era problemă. Și am fost în Penny, de-am cumpărat câteva chestii. Sinceră să fiu, nu știam ce să cumpăr, deci eu efectiv nu știu cum sunteți voi. Când mă duc în magazine, mă uit pe rafturile alea, probabil aia stă și se gândește că ori am venit să studiez pe acolo teritoriu sau nu știu să... Să stau să fur din lucrurile lor sau nu știu la ce s-o gândi, că pur și simplu zici că sunt nebună. Uai, băi, dacă nu iau toate rafturile alea și mă uit și iară pun mâna pe ceva și mă gândesc, da, stai că din ăsta am acasă și după aia iară plec și iară mă întorc, iar revin acolo și iar mă gândesc și zic, măi, trebuie să fac ceva de mâncare, dar nu știu ce. Și de multe ori așa mă învâr prin magazine de nu știu pe ce să pun mâna. Când știu că am nevoie de lapte, iaurt, smântână, frișcă și altele, mă duc pe una pe ele, le-am cumpărat și e totul bine. Dar când mă duc cu gândul că mă uit pe rafturi și poate îmi vine vreo idee, de multe ori stau acolo, mă uit și nu-mi vine nicio idee. Așa că, tura aceasta nu am cumpărat decât șuncă martinel, să vedem dacă vor mânca, pentru că data trecută Marc se scârbise și nu voia să mai mănânce. Le-am cumpărat spanac, să le fac spanac. Pentru mini scutece din astea, n-am mai avut drum la Carrefour să ajung și am cumpărat astea de la Panda. Astea sunt micuțe, sunt 60x60, celelalte sunt 90x90 sau 90x60, că tot timpul confund, sau 60x90, cred că 60x90. Hârtie igienică, macrou am cumpărat. Știți că vă ziceam că vreau să fac pește și chiar mi-era poftă de macro. Avea și păstră, avea și pangasius, ăla nu-l cumpăr nici să mă bați, nu-mi place nici gustul, dar e oribil. Și foi de napolitane, știți că v-am zis că vreau să fac o rețetă de foi lica, dacă vă aduceți aminte sau poate n-ați fost pe fază, cu napolitane, rețeta bunicii. Deci este o cremă caramelizată, din ce mi-aduc eu aminte, nu mai țin minte exact. Cu aceste foi de napolitan. Sper să nu vorbesc prostii. Acesta este coletul cu parfumurile tatălui meu. O să iau să-l pun bine pentru că trebuie să ajungă și el pe la noi. Doamne, dar ce cald îmi este. Deci pur și simplu simt că nu am aer să respir.
Nici nu știu pe unde să pun foile astea de napolitane, să nu se rupă, că sunt foarte pretențioase. Sunt firave, fragile. Coză le pun aici. Ia să vedem dacă stă bine, dar nu cred. Normal, ar trebui să le fac eu cât mai repede, că dacă le las acolo cum umblă copiii ăștia și trântește și izbește, modul în care le-am pus acolo, cu siguranță se vor răsturna. Deci când mă gândesc că trebuie să fac curat astăzi, hai de capul meu. Pur și simplu nu am chef de nimic. Deci nu am chef. Și acel frape care mi l-am făcut de dimineață nu-mi face mai bine. Eu nu știu ce naiba am de tot mai consum asemenea lucruri. Dacă știi că nu-ți fac bine, uitați-l aici. Deci dacă știi că nu-ți fac bine lucrurile, Ioana, de ce mai consumi anumite produse? Eu am observat că mie nesul nu-mi face bine, dar nu știu de ce mai continui să beau. Sunt dăți în care mi este poftă foarte tare să beau un frappe, îmi place gustul și îmi fac. Așa am făcut și ieri. Mi-am făcut acea cafea, nu știu dacă ați văzut-o pe Insta Story. Deci am bătut nesul cu zahăr și cu puțină apă călduță, de l-am făcut spumă tare. Mi-am pus gheață, lapte și deasupra acea spumă. Am băut, cred că mai bine de jumătate. După aia mi s-a făcut un rău. Măi, da, mi s-a făcut un rău. Și astăzi, da, eu câteodată stau și mă gândesc, măi, nu fi rău de la frappe, nu cred că de la el, probabil mi-e rău de la căldură, mi-e rău de la altceva, dar nu, că n-are cum, deci cum ai băut frappe la câteva minute, să zicem, hai să zicem, nu știu, o oră, dar nu e o oră, minute, câteva minute sau zeci de minute, începe să ți se facă rău. Și e și normal să-ți fie rău de la frappe, de la Nes, pentru că de fiecare dată când beau, indiferent că îl beau acasă, indiferent că îl beau de la Starbucks, oriunde beau un frappe, mie mi se face rău. Și de la ce mi se mai face rău sunt acele cafele, cum a fost și aceea de la Energy, am arătat-o duminica asta, care a trecut parcă duminică, da. Am băut jumătate. N-am mai putut să mai beau jumătate, i-am dat-o lui Bogdan, i-am zis beau-o tu că mie mi s-a făcut deja rău de la ea. Nu știu de ce continui să-mi cumpăr tot felul de prostii dacă știu că mi se face rău de la ele. Dar mi-e poftă și zic că lasă că acum poate nu mi-e rău. Și iară trece și iară și lasă că iară poate nu mi-e rău și cumpăr cu gândul că nu de la ele mi iese rău, dar de fapt de la ele. Și acum mă gândeam să-mi fac un smoothie din pepene roșu și să văd ce fructe mai am pe acolo, dar în special de pepene roșu, și să-mi pun gheață, pentru că mi este foarte, foarte cald și foarte sete. Dar mă simt foarte înfierbântată și pe interior, așa, nu știu, deși nu prea pățesc chestiile astea, eu suport așa căldura. Bine, să nu fie nici călduri din astea mari cum a fost acum. Deci acum este o căldură de mori. Ori mie cald că, nu știu, se întâmplă ceva în organismul meu, dar mie mi-este cald de mori și nu mă simt bine așa, nu știu, parcă simt că transpir în continuu. La amiază nu voi mai găti nimic. Copiii vor mânca la bunii cartofi prăjiți cu aripioare și eu mă voi apuca să-mi fac curățenie. Sper să-mi revin pentru că mă simt așa bine, văd că m-am încălzit foarte tare și parcă mă ia așa, nu știu, cu leșin, mă ia cu stări de rău, mă simt foarte încălzită, probabil de la căldura asta de afară, nu știu, și trebuie să mă așez puțin în pat. Ca să vedeți și voi, când ai libertatea asta de a-ți face curățenie fără să te întrerupă cineva, cum sunt acum copiii la soacra, pentru că soacra este în concediu, altfel dacă ar fi fost la muncă, nu ar fi fost copiii acolo, nu pot din cauza că mă simt rău, nu mă simt bine, mă simt așa amețită. Și dacă la amiază nu voi găti, voi lăsa peștele să se dezghețe și voi face pe seară pește cu mămăliguță și cu usturoi. Am cumpărat de la Negro. Mai era o firmă
care avea peștele întreg și costa 18,99 lei, și această firmă Negro 2000, 14,99 lei, dar nu are capul. Deci ăsta scria că e trunchi macrou și ăla era macrou întreg sau ceva de genul. Eu oricum la orice pește pe care îl folosesc, prăjesc sau îl bag la cuptor, tot timpul capul îl tai. Și atunci am zis, mai de ce să plătesc niște bani în plus dacă capul oricum nu-l folosesc. Așa că am preferat să iau doar trunchiul. Și cred că are 5 pești înăuntru. Acum mă gândeam dacă se fac pe toți, deși cred că e prea mult să-i fac pe toți, mai ales că Selinu știu că vine seara asta acasă. Nici nu știu ce să fac. Să bag peștele la congelator și să-l scot pe la 4 și atunci să o întreb dacă vine. Pentru că Seli a dormit aseară cu verișorii ei la soacra și în seara asta vor să doarmă tot acolo. În afară de Marc. Și Marc își dorește, doar că Marc începe să facă urât după ceva timp și începe să mă caute. Și acum, noaptea, când doarme cu mine, începe să mă caute cu mânuța prin pat și să mă strige. Și, sincer, să fiu una la mână, că nu vreau să stau să mă plimb pe drumul noaptea să mă sune, să mă cheme. Deși poate nu m-ar chema, având în vedere că sunt și nepoții ceilalți. Dar nu are unde să-i țină. Pentru că deja sunt 4, cu soacra 5 și cu Marc ar fi 6. Deci și socru e la muncă, dacă ar fi și socru acasă. Așa că nu are pe unde să ia să-i pună pe toți. Și oricum au dormit destul de greu așa, păi să-l mai dau și pe Marc. Dar, na, eu i-am spus Elenei să vină cu Larisa să doarmă aici, ca să se poată bucura și Marc de Larisa, pentru că Marc cu Larisa se înțelege bine și cu ceilalți, dar nu atât de bine. Nu știu, au momente când se împung unii cu ceilalți. Cu Denis se înțelege mai bine, dar cu Eddie are toane. Când se înțelege bine, când nu se înțelege bine. Și toți trei sunt fir diferite. Deci foarte, foarte diferiți sunt ca fire. Și cu Larisa se înțelege, fiind fetiță, este mai mare. Marc oricum are o atracție față de fetițe mai mult așa decât de băieți. Și nu neapărat că mă refer că, Doamne, ferește să fie gay. Nu la asta mă refer. Are atracția, nu vrea să se joace cu băieții cum vrea să se joace cu fetițele. Deci lui place să se joace cu fetițele mai mult și la parc. Și cu băieții se joacă. Dar probabil se ferește de băieți că ei sunt mai, nu știu cum să zic, mai zvăpăiați, mai bădărani, mai nu știu ce cuvânt să fie potrivit. Fetele sunt mai finuțe, se joacă frumos, nu-l împing și probabil de aceea. Că și la grădiniță știu că se joacă mai mult cu fetițele decât cu băieții. Se juca, că mult tare la grădiniță, Marc nu a mers. Dar atâta cât a mers, s-a jucat, din câte am înțeles de la educatoare și chiar și de la el, s-a jucat cu fetițele. Pe data de 5 va merge și el la grădiniță. Deja mi-este groază, vă spun sincer. Selena a fost o fire foarte rezistentă și este și acum, rar se îmbolnăvește. De Selena, chiar dacă merge la școală, nu se îmbolnăvește atât de repede. Nu știu că este vorba neapărat de imunitate sau este vorba că nu împarte lucrurile cum e la grădiniță. La grădiniță toți copiii pun mâna pe jucării, pe cuburi, pe toate chestiile de acolo și apoi bagă mâna în guriță, pune mâna pe la nas. Probabil Selena, fiind mai mare, na, fiecare e în banca lui, nu își împart lucrurile. Deși dacă colegul de bancă sau colega de bancă este răcit, clar se îmbolnăvește pentru că stă unul lângă altul. Dar nu vine mai bolnavă. În schimb, dacă se îmbolnăvește Marc, atunci sunteți în care se îmbolnăvește și Selena de la Marc sau nu, depinde de, nu știu. Dar Marc este foarte sensibil și deja când mă gândesc oricum va trebui să meargă la grădiniță, pentru că la anul normal trebuie să-l dau în clasa 0. Eu pe Marc nu-l văd pregătit pentru clasa 0, o spun sincer. Marc este mai, nu știu, moale, să zicem așa. Nu mi se pare că este așa înfipt, să zicem, cum e Selena. Deci nu, Selena, dacă aș fi dat-o și pe Selena la 6 ani, deși ea a fost dată la 6 ani jumătate, Selena ar fi fost pregătită să meargă și la 6 ani. Dar așa s-a nimerit. Când am dat-o în clasa 0, ea avea 6 ani jumătate. Pe Marc se nimerește să-l dau fix la 6 ani. Nu-l văd pregătit. Acum nu știu dacă să-l mai dau un an, dacă s-ar mai accepta să-l mai dau un an, deși e aiurea. Să-l dau în clasa 0 la 7 ani, mi se pare prea târziu.
practic a trebuit să-l dau la anul la școală, deși e cam aiurea să stea 3-4 ore în bancă, la grădiniță, dacă ar fi fost pregătitoarea să o facă de la 6 la 7 ani, ar fi fost altceva, pentru că stătea în clasă, alerga, îi mai punea să facă anumite chestii, dar nu era, adică nu se făcea cea pregătitoare, că mi-aduc și eu aminte că am fost la grădiniță și în clasa pregătitoare, că știți și voi că se făcea la grădiniță, după aia intra în clasa întâia direct. De asta zic că nu-l văd, nici nu știu cum să procedez, nu știu cum să fac, dar mă gândesc că dacă va merge la grădiniță, va merge cred că câteva zile și la cât de sensibil este el, mai ales că nu a fost la grădiniță, nu l-am dus să-și formeze imunitatea, poate dacă ar fi mers la grădiniță și ar fi format imunitatea. Asta a fost și greșeala mea că nu l-am dus, pentru că mi-a fost și milă și nu știu, dar cred că va fi câteva zile la grădi, o săptămână, două acasă. Câteva zile la grădi, o săptămână, două acasă. Deja numai la asta mă gândesc, mi este groază. Și mi este groază de felul în care va fi, adică ați văzut și voi, se îmbolnăvește de atâtea chestii și când îl vezi bolnav cu temperatură de 40, când vezi că nu-ți mănâncă, când vezi că îți face tot felul de boli și ajungi cu ei pe la spital, deci mie mi-este groază, vă spun sincer. Copiii mei nu au avut până acum nicio boală a copilăriei. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei, v-am mai spus. Deci eu nu am avut oreon, n-am avut varicelă, pojar sau ce-o fi, nici nu le cunosc. Știu că varicela și pojarul e aceeași chestie sau nu știu. Știu că dintre astea bolile astea a copilăriei, o boală cum ar veni are două denumiri, ceva de genul. E pojar, e pojărel, e varicelă, e variolă, e naiba să le ia de boli. Nu am avut nicio boală. Eu am avut o singură dată hepatită. O singură dată am fost internată în spital cu hepatită și atunci m-a luat mama acasă pe semnătură. Deci m-a luat acasă pe semnătură. Am stat două zile în spital sau trei și trebuia să stau o săptămână și mi-aduc aminte că plângeam foarte tare și mă duceam și spitalul era cu gratii. Doamne, mă simțeam ca la pușcărie. Că eu la mintea mea atunci, nici nu știu cât aveam, 7-8 ani, îmi imaginam că vreau să evadez. Deja mă gândeam și mă duceam și studiam toate locurile din spital. Deci ca să vedeți și voi ce minte aveam și era și pasnic acolo jos, nu puteai să pleci. Dar în mintea mea deja era că eu vreau să plec acasă și să mă duc acasă, să fug din spital. În fiecare dimineață la 4 dimineața venea și ne trezea și începea să ne facă, să ne ia temperatura și să-ți facă analize, să-ți ia sânge. Deci pentru mine a fost horror. A fost horror să fiu internată la 7 sau 8 ani, nu mai țin minte cât aveam, fără mamă lângă mine, fără părinte, o tată, mamă să fi fost. Deci a fost groaznic și mi-aduc aminte că venea și mama și tata la mine, Doamne, și cât mai plângeam și mai ales ei cum sunt despărțiți, veneau pe rând, nu veneau împreună și atâta plângeam și mă rugam să mă ia acasă și mi-aduceau jucării de pluș, adică sau mi-a adus când am ieșit din spital, nu mai țin minte că această boală e contagioasă și nu cred că mi-a lăsat jucăria. Cred că în momentul în care m-a scos din spital, nu, eram în spital și cred că după aia am plecat acasă și le-a spălat mama, bine, nu mai țin minte. Mi-aduc aminte că am avut un iepuraș Bugs Bunny cu morcov și de la mama o păpușă. Și Bugs Bunny ăla l-am avut până la vârsta de 16-17 ani. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, Doamne. Ori l-a dat mama la cineva și nu și-aduce aminte. Atât de mult am ținut la acel Bugs Bunny pe care l-am primit de la tata. Mi-ar fi plăcut să-l am și acum să-l dau copilașilor. Era o stare perfectă. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el și a fost groaznic. Groaznic cât am fost în spital, vă spun sincer. Și a venit mama după două sau trei zile de internate și m-a scos pe semnătură. Mi-aduc aminte și de acum de doctorița aia. Era oarecum de treabă, dar în același timp foarte dură. Deci era o persoană foarte dură. Și când venea la control, nu știu, câteodată te lua atât de frumos, câteodată te lua atât, era atât de dură, Doamne, și eu plângeam și sufeream atât de tare. Și asistentele erau foarte rele, mi-aduc aminte și acum că mă luase de la mama și mă dusese într-o cameră și mi-a duse pijamale de acolo și m-a luat și m-a dus într-o sală cu alți copii și m-am simțit atât de prost și atât de ciudat. Doamne, deci am avut un sentiment foarte urât.
Și mama m-a văzut că plâng și sufăr și a venit și m-a luat pe semnătură. Eu trebuia să stau acasă o săptămână, în spital o săptămână internată, dacă nu mai bine, pentru că îți făcea analize și în funcție de analizele la icterul sau nu știu cum se numea, trebuia să-ți iasă bine. Eu aveam ochii galbeni, urina galbenă închis, deja nu eram cum ar veni de luat acasă. Eu trebuia să mai stau în spital. Și a venit mama și s-a rugat de doctoriță și atunci m-a luat pe semnătură și a spus că în cazul în care se întâmplă ceva cu fata dumneavoastră, sunteți responsabilă. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Am primit tratament, am primit regim și eu semăn pe mama. Eu așa sunt exact ca mama miloasă. Deci eu nu aș putea să-mi las copilul în spital. Nu știu, adică depinde, poate și la mine a fost ceva destul de grav, dar nu știu. Nu știu cum aș proceda. Mi-ar fi greu. Mi-ar fi foarte greu să-i văd să-i las singur în spital. Aș plăti să mă lasă să stau în spital. Aș plăti zi de spitalizare doar să fiu alături de ei. Mi-ar fi foarte greu. Eu semăn așa pe ea miloasă și nu pot să rezist la anumite lucruri, mai ales când este vorba de copilașii mei. Sunt foarte miloasă și cu alți copii care nu sunt ai mei, deci sunt foarte miloasă, nu pot să stau să văd că un copil suferă, dar când e vorba de copiii mei, logică, sunt mai sensibilă. Și de aceea vă spun că eu nu am fost bolnavă, deci am avut o imunitate foarte bună. Eu și acum, dacă răcesc, răcesc poate o dată de 2 ori pe an, poate. Și sunt ani în care nu răcesc deloc. Am imunitatea foarte bună. În schimb, sora mea este foarte sensibilă. De mic a fost sensibilă, a fost în spital de mai multe ori, răcește foarte des, este sensibilă și la ovare, este sensibilă la tot. Dacă mănâncă ceva, nu-i cade bine, dacă mănâncă pateu sau ouă multe, îi apar bube pe față, deci este foarte, foarte sensibilă. Eu nu am avut treabă. Eu, de exemplu, puteam să mănânc 4-5 înghețate pe zi. Iar sora mea, dacă mânca una, deja începea să facă roșu în gât, să o doară gâtul, nu mai putea să mănânce mâncare, trebuia să ajungă cu ea la spital, a fost foarte sensibilă. Răzvan a fost ca mine și este la fel ca mine, are imunitatea foarte bună, dar și când răcește, răcește și e praf. Sau dacă se îmbolnăvește de ceva, e praf câteva zile. Sau Bogdan la fel, are imunitatea foarte bună, dar când l-a doborât o răceală, l-a doborât cu temperatură de peste 40, îl doare carnea, nu e bun de nimic, dar răcește tot așa foarte rar. Deci dacă răcește o dată sau de 2 ori pe an, dar de multe ori răcește o dată pe an, cam așa, și se simte foarte, foarte rău. Trebuie să-i fac tot timpul frecție cu Carmol, parcă se numește ăla, trebuie să-i dau tot timpul tot felul de medicamente. Nu e în stare de nimic, îl doare carnea pe el, deci eu nu sunt chiar așa. Când răcesc, ori am o răceală ușoară, ori mai puternică, dar nu atât de tare încât să, mamă, să nu mai fiu în stare de nimic. Adică până acum așa am fost. Nu știu cum voi fi de acum încolo, pentru că, na, înainte și eu în vârstă și organismul ni se mai poate schimba. Dar momentan, slavă Domnului, sunt bine. Din câte văd, am anumite chestii și eu sunt sensibilă, dar pe alte părți. Nu suport nesul, văd că mi se face rău și mi se face rău de mulți ani, nu de acum. Deci starea asta de rău, mi-aduc aminte că o am, cred că de pe la vreo 17 ani, 18 ani, de când am început să beau frape. Cafea am început să beau doar... De când am început eu să beau cafea? La 20 și 4-25, dacă nu mai mult de ani. Deci cafea nu mi-a plăcut, am gustat, nu mi-a plăcut. După aia am început să beau cafea, dar nu cafea simplă. Deci nu beau cafea simplă, doar latte macchiato, cappuccino. Și mai am anumite chestii la care sunt așa sensibilă că nu-mi cade rău mâncare, nu-mi cade bine mâncarea, îmi cade rău în ultima perioadă. Dar am observat că dacă țin așa un tratament cu Controloc, mă ajută sau mai iau omez când am probleme. În rest, slavă Domnului, sper să fiu bine și să fiu așa strong ca și până acum. În această pungă sunt 6 pești, așa că eu voi pune 3 la dezghețat și 3 bag în congelator. Dacă vine Selena, bine, dacă nu, voi mânca doar eu cu Marc. Sper să nu rămână și Marc pe acolo, că mie nu-mi place să rămân singură, să dorm singură. Deci, la mine, dacă dorm singură, mi se pare casa pustie, vă spun sincer.
Deci eu nu suport să fiu singură. Ură singurătatea. Așa seara mi-a fost foarte greu că nu a fost Elena cu noi. Chiar dacă l-aveam pe Marc, simțeam casa goală. De obicei aud că se ceartă, i-aud vocea, o iau, o pupăcesc, o drăgălesc. Și aseară simțeam așa ciudat. Am momente când simt nevoia câteva ore să fiu singură, momente de liniște, dar adică dacă e Bogdan lângă mine sau dacă sunt copii lângă mine și sunt cu minți, nu am treabă, dar eu urăsc singurătatea. Eu sunt o persoană sociabilă, o persoană comunicativă, îmi place să vorbesc, să comunic, să socializez. Nu îmi place singurătatea, urăsc singurătatea. O să pun peștii la dezghețat, o să mă apuc să-mi fac un smoothie de pepene și să caut acea rețetă de foi. Sper să găsesc. Știu că o aveam în dulap și să vă arăt și vouă și să o încercați să vedeți ce bun, deci ce bună iese această doamne rețetă cu napolitane, foi lica. Bunica așa le zicea, foi lica. Da. Abia aștept să mănânc, că mi-este poftă foarte tare. Sper să-mi iasă la fel. Mi-aduc aminte că am făcut de vreo 2 ori sau de 3 ori după rețeta asta și mi-a ieșit. Dar sper să am în casă ceea ce am nevoie. Am cumpărat foi. Eu cu gândul că doar foile îmi trebuie, dar acum parcă și nucă oare trebuie. Am niște nucă acolo, nu știu, o să văd. O să văd, vedem ce iese. Imediat mă duc să caut acea rețetă. Am terminat curățenia în dormitorul ăsta, mai e un pic să se usuce, foarte puțin, am lăsat și ventilatorul pentru ei să le facă aer. Am tras canapeaua, am tras toate lucrurile de acolo să aspir, să dau cu mopul, mai am depus covorașele și apoi trec în următorul dormitor. Este 2:15, trebuie să vină și tata pe la noi, copiii încă sunt la bunii, nu au venit aici. Și vreau să vă spun că îmi pare rău că am căutat rețeta de la bunica și n-am mai găsit-o și vă dați seama că dacă o întreb acum să-mi spună rețeta, nu mai știe săraca că am bătrânit și nu mai ține aminte exact. Am găsit doar rețeta de la șerbetul de smeură. De la ăla am găsit rețeta. Șerbet, șorbet, cum s-o numi el. Atât. Dar de la foilele Alica nu știu ce s-a întâmplat, deci mi-aduc aminte că aveam rețeta de la vârsta de 14-15 ani, de atunci aveam rețetele ambele. Una am găsit-o, una s-o fi aruncat sau nu știu ce s-o fi întâmplat. Eu una nu am aruncat-o, nu știu că n-a aruncat Bogdan pe acolo, o fi crezut că e vreo foaie împăturită, chiar nu știu, o să mă mai uit, dar chiar îmi doresc foarte tare să mănânc acea prăjitură. Dar sunt pe internet o grămadă de rețete. Doar că nu sunt exact, sau cel puțin așa cred și din ce am văzut, cum făcea bunica, nu știu. Avea o rețetă atât de diferită. Of. Da, asta este. Hai să vedem covorașele. I-am făcut curățenie și la șinșiloii mei. Mi-am șters pe la machiaj, mi-am șters oglinda, televizor, tot. Oglinda asta mare de aici îmi dă bătăi de cap mereu. Deci vreau să vă spun că ce urme pot să facă copiii ăștia pe ea, sunt cu cârpa mereu, dar degeaba. Acum o șterg în ceva timp iar. Marca are stilul să vină să lipește de ea și pune mâinile. Pune mâinile jos, pune mâinile sus, pune piciorul, așa. Și Ioana șterge și face degeaba. Am ieșit și noi afară. Noi două, copilașii încă nu au venit. Și am dus gunoiul și a început ploaia. S-a norat. Tuna mai înainte de rupea. Tu, maimuță, nu mai faci să mă învârt mult. Are stilul să se învârtă după mine. Și mă duc să-mi dau cu aspiratorul. Că am ieșit special pentru mini ca să o duc afară până să înceapă ploaia, dar tot ne-a prins ploaia. Și mai am de dat cu aspiratorul și cu mopul. Și gata, am terminat curățenia. Ce e? Ești bucuroasă că ești afară, așa-i? Uite ce norat încolo. Aș mai duce să o plimb mai mult, dar tare mie că vine vreo ploaie din aia zdravănă și... Hai!
mă face ciuciulete. Tu, pitbullule, mai tragi mult? Fă așa foarte bine că stocești unghiile. Hai să mai mergem până în capăt de stradă. Eu luminii nu i-am mai tăiat unghiile de mult. Și ce credeți? Că nu are unghiile mari. Pentru că tot timpul când ieșim afară și le tocește. Ia uite. Mai ai, tu, fată, nu mai ai aer să respiri, tu. Mini, nu mai fă așa. Parcă a început să nu-i mai cadă părul atât de tare și mă bucur. Ori are perioadă când îi cade și când nu, habar nu am. Ia uite ce tonă. Și era amenințat că vine ploaia tunând, dar n-a mai venit ploaia, doar tunat și atât. Dar acum văd că tună și plouă. Tu mai mulță, tu! Mergem acasă să spăl lăbuțele. Hai, acum mergem în jos, da? Haide! Să sun și eu copiii să văd ce face Marc. Ești leșinată, tu! Hai că nu e atât de cald afară. Haide! E chiar bine, e răcoare. Bine că la ce blană ai tu pe tine, cred și eu că ți este cald. Mă duc să-i spăl lăbuțele și după aia să-mi termin sufrageria. Ia uite ce frumoasă e! Vulpea mea! Vulpița mea! Este 6:25. Mi-am terminat treaba de, cred că jumătate de oră, 40 de minute, ceva de genul. Am fost la asociație și mi-am plătit și întreținerea. Am venit, am stat puțin în pat, am vorbit cu mama puțin pe cameră. Și m-am odihnit puțin, chiar simțeam nevoia să mă odihnesc și a fost o liniște totală. Copiii încă n-au venit acasă, am vorbit cu ei, am vrut să văd dacă mă duc să le iau pe Marc. Și a zis că se jucau frumos, la noi este norat, plouă, așa că am zis că de ce să-l aduc acasă, să se plictisească săracul singur. Adică e ciudat, el vine acasă și restul patru rămân acolo, chiar ciudat are. Și eu mă voi apuca să fac o prăjitură cu prune. V-am spus de ceva timp că aș fi vrut să fac. O să încerc totuși să o sun pe bunica, să vedem ce face și să vedem dacă își mai aduce aminte rețeta la acele foi, Lica. Dacă nu, voi căuta o rețetă de pe internet și o voi face pe aceea, deși sunt sigură că nu va fi la fel ca cea a bunicii mele. Dar până face acele foilica, mă voi apuca să fac o prăjitură cu prune, pentru că mi-este poftă. Trebuie să prăjesc și pește. Nici nu știu dacă va mânca Marc pește, că dacă e la bunii și va mânca acolo, este posibil deja să și fi mâncat masa de seară. Dar nici nu știu, o să dau telefon să întreb, să văd, vine, nu vine, îmi prăjesc pește singură și îmi fac doar pentru mine. Mi este foame de mor. Și cred că înainte să mă apuc de prăjitură, mă voi apuca să-mi pun un sandwich sau să mănânc o conservă de pește sau ceva, pentru că mi-este foame de mor. După care mă apuc de prăjitură, după ce termin prăjitura sun să văd să mi-l aduc acasă. Am scos și niște, nici nu știu cum să-l numesc. Cred că spinaria sau pieptul, nu știu ce o fi acolo, este congelat, înghețat, nu pot să-mi dau seama, de la cocoș primit de la țară. Vreau să fac mâine o ciorbă acră cu leuștean și cu tăiței și cu cartofi înăuntru și l-am scos la dezghețat. Peștele s-a dezghețat foarte repede, nici nu mă așteptam să se dezghețe atât de repede. Deci dacă vă luați macrou, să știți că se dezgheață foarte repede, cel puțin dacă îl lăsați în apă. Așa că mă pot să mănânc și eu ceva, cred că o conservă de pește, chiar mi este poftă. Și apoi mă apuc de prăjiturică și o să vă arăt și vouă cum fac prăjitura și ce ingrediente adaug înăuntru.
Voi mânca această conservă de pește până termin eu peștele, prăjitura, deci cred că peștele îl voi prăji undeva pe la vreo 8 seara, asta în cazul în care mă duc să-l aduc pe Marc sau să-l prăjesc în timp ce am cu prăjitura la cuptor, încă nu știu. Mă decid, vorbesc la telefon să vedem ce zice, vine, nu vine, habar, nu am. Așa că mă pun să mănânc altfel, dacă nu, mănânc telefonul, că mi-e foame rău. Am pregătit prunele, am terminat și eu de mâncat și mă apuc acum să fac prăjitura ca apoi să merg să le iau pe Marc, pentru că soacra efectiv o ia razna, deci vă dați seama 5 copii ce înseamnă acolo. Deci a zis că nu mai înțelege nimic, o ia capul, o doare capul, nu mai știe ce-i cu ea. Și Marc zice că nu veni după mine, că place de bunii. Așa că mă apuc să fac prăjitura asta și după aia să mă duc să le iau și după aia să vin să prăjesc peștele. Deci, mi-am spălat prunele, o să le curăț de codițe, să le scot sâmburii. Acum nu știu dacă o să-mi ajungă, dacă nu mai scot din frigider și voi mai spăla. M-am gândit că dacă le tai pe din două, mie practic îmi trebuie să umplu doar tava asta. Această tavă o voi unge cu niște unt. Apoi voi pune prunele, după care voi turna aluatul pe care îl fac, se face foarte, foarte ușor și iese foarte pufos și voi băga la cuptor. Am uns tava cu unt. Aici am tăiat prunele și le voi pune niște zahăr pe deasupra, pentru că unele prune sunt dulci, altele nu sunt dulci. Și le voi amesteca bine, bine, după care le voi pune pe tavă acolo. A mai fost nevoie să mai pun cam 5 prune. Le-am lăsat așa cu zahăr pe deasupra pentru că zahărul oricum se va topi. Și acum o să mă apuc de a face aluatul. Pentru început avem nevoie de 2 ouă, un plic de zahăr vanilat și 180 de grame de zahăr. Am spart ouăle, acum voi adăuga zahărul vanilat și zahărul. Și le voi amesteca bine, bine. La început fac așa ca să nu-mi sară peste tot zahărul. Și așa m-am învățat să fac și cu făina, pentru că ați văzut și voi, sare peste tot și făină și zahăr și cacao și tot ce folosești. Așa că eu le încorporez cu paletele înainte de a porni mixerul. Și treptat adăugăm 200 de mililitri de lapte. Nu trebuie să fie călduț. Eu l-am scos acum din frigider. Treptat și tot amestecăm. După care mai adăugăm 90 de mililitri de ulei. Am amestecat 200 de mililitri de lapte cu acea compoziție care se formase și am mai adăugat 90 de mililitri de ulei. Acum voi adăuga puțină esență de vanilie. După care adaug 290 de grame de făină și un praf de copt, un plic de praf de copt. Am adăugat praful de copt și făină voi adăuga treptat. Tare greu e să lucrez cu o mână. Tot așa, făina o încorporez cu mixerul oprit. După care îl pornesc și după aia iar îl opresc, iar încorporez și tot așa, pentru a nu face mizerie peste tot. Imediat este gata, am pus și restul făinei. Miroase atât de bine. Zici că e cremă de vanilie, așa de fain miroase.
gata și acum o luăm să o turnăm peste prune. Eu am pregătit și cuptorul, l-am lăsat la preîncălzit la 180 de grade și prăjitura asta o să o las undeva la 160 de grade până când verific eu că trece testul cu scobitoarea. Deci, în jur la vreo 25-30 de minute, cam așa. În fiecare cuptor diferă, unul e pe gaz, unul e pe curent, așa că cel mai bine testăm cu scobitoarea. Mamă, dar ce m-am încălzit acolo în bucătărie că merge cuptorul și când m-am băgat cu fața să bag tava în cuptor, m-a izbit o căldură. Voiam să vă spun că acest pan dișpan îl puteți folosi și cu alte fructe. Piersici, caise, nectarine, prune, căpșuni, cireșe, vișine și ce alte fructe vreți să vă mai puneți voi în interior. Eu acest pan dișpan îl făceam cu căpșuni, cu cireșe, cu vișine și mă gândeam, măi, hai să-l fac și cu prune, că nu are de ce să nu iasă. Îmi place că e un pan dișpan care rămâne pufos, așa ușor umed, nu este un pan dișpan necăcios, din punctul meu de vedere. Și am zis că îl fac pe acesta, mă gândeam, tot mă uitam la niște rețete pe internet, nu știam ce prăjitură cu prune să fac, găsisem o grămadă de rețete, dar am zis că măi, nu știu dacă nu o să dau greș, că am mai pățit în trecut să încerc tot felul de rețete și să dau greș. Atunci am preferat să fac cu acest pan dișpan, pe care eu îl știu că este bun și este super, super pufos. Și mă mai gândeam să mai fac o tavă în seara asta, dar mai bine că nu am făcut pentru că și așa este o tavă destul de mare. Mă gândeam să mai fac una cu caise, pentru că am niște caise în frigider pe care nu le mănâncă nimeni și sincer să fiu, eu nu știu ce se întâmplă cu mine în ultima perioadă, dar organismul meu nu mai acceptă fructe așa de tare, adică mai mănânc poate puțin pepene, roșu, galben, poate niște cireșe. Și nu mai acceptă dulciuri. Deci eu rar mănânc o prăjitură, rar mănânc o bucată de ciocolată, o caramea sau ceva de genul. M-am schimbat foarte tare în ultima perioadă și eu aș vrea, deci în mintea mea mă gândesc și aș vrea, dar nu mai accept organismul meu când mă gândesc dulce, parcă mi se face greață sau caisă, nectarină, piersică. Eu înainte mâncam foarte multe fructe. Foarte multe, deci mâncam în sezonul de vară pepene roșu, pepene galben, nectarine, piersici, dar le curățam cu așa pentru că nu suport acel păr de la piersică și de la nectarine, de la caisă, deci urăsc. Și mâncam tot felul de fructe, foarte multe fructe, în afară de mere și pere, pentru că nu sunt atât de tare cu ele, dar mâncam. Și în sezonul de iarnă mâncam foarte multe banane, foarte multe portocale, clementine, cachi și ce fructe mai sunt în sezonul de iarnă. Dar acum văd că nu mai trebuie și moftic, pentru că nici copiii nu le mănâncă, nici eu nu pot să le mănânc, nici lui Bogdan nu prea trebuie. Și Bogdan s-a schimbat foarte tare, rar mai mănâncă câte ceva dulce, rar mai ronțăim câte ceva, de multe ori cumpărăm doar să aibă copila și dar ei nu mănâncă. Și nu știu cum se face la voi, dar la mine, și strict la mine și la familia mea, atunci când nu avem în casă un lucru, gen chips, alune, un anumit fruct sau ceva dulce, fix atunci mi se face poftă. Din acea cutie de înghețată pe care am cumpărat-o de la Lidl, acea cutie Trio, credeți-mă că nu am luat decât o gură din cea cu alune, parcă. În rest eu nu am mâncat nimic și mie mi-era poftă, chiar vorbeam cu Bogdan, ce zici, luăm cutia asta, o luăm pe asta, nu știam de care să iau și nici nu am mâncat. Deci mi-a fost așa poftă atunci în magazin, dar când am ajuns acasă nu m-am atins de ea, așa cum este în congelator, ce mai mâncat Selena din ea pentru că lui Marc nu-i place. Așa că eu de multe ori pățesc să-mi fie poftă de ceva, cumpăr și când ajung acasă nu-mi trebuie și stă acolo, ori se strică, ori expiră dacă nu-l mănâncă cineva, pentru că gusturile noastre sunt diferite. Ce mănâncă Bogdan nu mănânc eu sau ce mănânc eu nu mănâncă Bogdan și tot așa. Și uite așa de multe ori cumpărăm și nu se mănâncă. Acum o să mă apuc să-mi spăl vasele. Îmi place că această prăjitură se face rapid și nu necesită să murdărești foarte multe vase. Apoi voi pleca să le duc și lor prăjitură acolo, deși prăjitura va fi fierbinte, nu știu cum o voi tăia, și să mă duc să-mi aduc flăcăul acasă, deși nu vrea să vină acasă la mine.
Va fi cam ciudat pentru el, pentru că, vă spun sincer, mie mi-e milă. Mă pun în locul lui ca și cum, băi, patru verișori, rămân aici. De fapt, trei verișori și o surioară, rămân aici. Și eu plec acasă. Deci mi-aduc aminte din copilărie că se făceau anumite chestii și la mine când eram mică și unii rămâneau, eu trebuia să plec sau tot felul de chestii și mă simțeam atât de ciudat și atât de prost și ziceam, dar de ce eu trebuie să plec? De ce eu nu pot să rămân? Dar nu are cum să se descurce cu toți. Și v-am mai spus și vouă, cred că v-am mai spus, i-am spus Elenei să vină cu Larisa să doarmă la noi ca să se bucure și Marc de ele două. Dar Selena nu vrea. Selena zice că s-a plictisit de casa ei și vrea să doarmă și ea la bunii. Așa că eu o să o sun imediat și o să mai încerc încă o dată să vedem dacă vrea să vină aici. Deși nu cred că îmi va ieși această chestie. Da, nici nu știu cum să procedez. Tare mie că mă duc acolo, Marco o să înceapă să urle, o să înceapă să plângă, eu trebuie să vin să fac și peștele, pentru că l-am dezghețat și mi-este și foame. Am mâncat acea conservă, dar parcă zici că nu m-a săturat deloc. Bine, nu știu ce mă mir, că doar era o conservă mică, dar și dacă mi-ai mai fi dat încă una, două, că mai am, nu mi-ar mai fi trebuit, pentru că eu nu prea mănânc conserve din astea de pește, nu prea mai sunt cu mezelurile, mie trebuie să-mi dai mâncare consistentă. Peștele cu mămăliga nu e oricum o mâncare consistentă din punctul meu de vedere. Mie de obicei trebuie să-mi dai, nu știu, mâncare așa, ceva să mă țină sătulă, nu știu, nu-mi vine acum în cap să vă zic, dar la pește, dacă mănânc acum, mi se face foame, dacă mănânc mămăligă cu brânză, mi se face foame, repede, dacă mănânc paste, mi se face foame, dacă mănânc ciorbă, supă, mi se face foame, deci sunt câteva mâncăruri de la care mi se face foame, nu-mi ține de foame, deci simt că mă umflu, dar mie în sine tot îmi e foame. Și de asta zic că mie trebuie să-mi dai ceva așa, nu știu, care să mă țină sătulă. Așa că mi-e foame. Mi-e foame rău. Mi este foame rău. Mamă, dar ce fain arătam aici, așa zice că sunt bronzată. Hai, nu mai, nu, nu mai vrea să arate. Dar ce fain. De când zic și eu că vreau să... Uite acum, parcă. De când zic că vreau și eu să fac solar. Bine, oricum sunt bronzată, că se vede pe piele că sunt bronzată. Dar de cât timp zic că vreau să mă duc și eu la solar și credeți-mă că nu-mi vine să mă bag și să fac solar pentru că știu că nu am ce să fac cu copiii. Să iau după mine, cred că ar fi un stres să mă duc la solar cu copiii după mine. Și iată că vine iarna și zic, mai ce sens are să mai îmi fac un abonament la solar din câte știu, e cam piperat, de s-a scumpit și acolo. Cel mai ieftin abonament am înțeles că e 180 de lei, parcă. Ceva de genul, zicea Betty. Și să mă duc să dau 180 de lei acum, una la mână că nu-i sănătos, deși chiar dacă nu-i sănătos, tot vreau să fac. Nu mă vede nimeni, pentru că vine iarna și sunt îmbrăcată, nu umblu dezbrăcată pe timp de iarnă, așa că nu are sens să dau acei bani să fac solar. Dar de multe ori am zis că mă duc să fac și eu un abonament la solar și nu am reușit pentru că ba eram aglomerată, ba nu reușeam cu copiii, ba deci ceva trebuia să intervină. Așa că și anul acesta am rămas fără solar. Sper ca la anul, deși în fiecare an zic că la început de primăvară mă duc să fac solar ca în vară să apar și eu bronzată. Că mă mai uitam la vlogurile mele de când am fost la mare și nu doar la vloguri, și la... Doamne, că și bâlbâi și la poze. Și aici la mâini eram bronzată, cum se vede și acum, și sânii erau albi, restul corpului era alb, pentru că pe mâini mă bronzesc că ies afară în tricou sau în maieu și pantaloni scurți. Dar în rest nu ies la buricul gol ca să-mi pot bronza burta și spatele, știți? Și efectiv sunt bronzată așa cu pete, gen tractorist. Deci în unele locuri sunt bronzată, în altele locuri nu sunt bronzată. Și chiar am zis, băi, ce urât se vede și în poze și în filmările alea cu mine. Eu sunt vorba aia bronzată doar pe mâini și restul corpului alb sau eventual mai sunt poate pe bulane și pe gambe, pe tibie, pe unde mai sunt, pe degetele de la picioare, că și acolo mă mai bronzesc că port sandale sau șlapi. Dar în rest sunt albă și dacă mă duc și eu la o piscină sau mă duc la mare, apar urât și în poze și acolo. Zici că sunt tractorist și nu-mi place. Și așa am zis și anul ăsta, taci, că în aprilie mai mă apuc să fac, de fapt nu, în martie-aprilie mă apuc să fac solar. Da, s-a mai apucat Ioana să mai facă solar. N-am mai reușit să fac niciun solar. Imediat este gata prăjitura mea, este 8 și 7 minute, trebuie să o scot din cuptor și va fi fierbinte. Eu nici nu știu cum o voi putea tăia ca să pot să duc și la soacra.
M-a sunat Selena acum un sfert de oră să-mi spună că Marc nu, adică nu se mai înțelege cu Marc, nu se mai înțeleg între ei, deci vă dați seama, au stat astăzi toată ziua, 5 ejale. Așa că o să mă duc să-l aduc acasă, sunt sigură că nu o să vrea să vină, dar nu este după el. Imediat o să scop prăjitura, doar că nu știu cum o să o tai pentru că este fierbinte și se va sfărâma. Așa că nu știu dacă o să vă arăt și vouă astăzi, eventual poate filmez și vă arăt în vlogul de mâine, pentru că deja este târziu și s-a făcut un video destul de lung, așa că vreau să-l editez și să-l încarc, pentru că durează până se editează și durează până se încarcă. Mai ales că ieri nu ați avut vlog, chiar aș vrea ca astăzi să postez vlog. Am avut și de dimineață întrebări dacă vom avea astăzi vlog, așa că trebuie să avem vlog în seara asta. Eu v-am pupat cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că v-ați abonat la canalul meu. Pa, pa!